Bună, dragilor! Astăzi este luni, iar noi mergem la spital, este ora 3. Am fost și vineri. Vineri mi-a făcut un CTG și un ecograf și mi-a spus că trebuie să mai așteptăm un pic și să merg acasă. Așa că am mai stat și sâmbătă și duminică acasă și astăzi mergem iarăși la spital. La ora 3 mi-a spus să merg la spital. Acum aștept pe Sebi, s-a dus să le ducă pe fete la mama. Da, și mergem la spital. Mi-a zis să-mi iau și geanta, așa că astăzi cu siguranță cred că mă internează. Și sper să mă interneze, să nasc, să scap și eu. Da, și am zis să încep un nou vlog, să vă anunț și pe voi. Și o să vă filmez de la spital, o să vă țin la curent și pe voi. Hai, ne vedem de la spital. Cum știți, eu sunt la spital, am născut și acum mi-au adus prânzul și avem aici paste cu legume și sos alb și un iaurt. Asta voi mânca eu la prânz. Bună dimineața! Astăzi suntem a doua zi de spital. Afară văd că este cald, frumos. Și aici avem un bebe care nu m-a lăsat să dorm toată noaptea. I s-a dus căciula pe ochi. Nu m-a lăsat să dorm. Toată noaptea a vrut la sân. Vrea tot timpul vrea la sân. Se vrei. Se vei acolo, se vei. Tătă ziua ca o țițucă. Numai cu gura după mâncare. Ți-ai fomică? I-au ieșit pe față niște pete roșii. Dar mi-au spus că este normal. Stai că vine lăpticul înapoi. Vine lăpticul înapoi. Da. Și mai avem astăzi de stat și mâine ne dă drum acasă. Însă mă duc și eu să-mi iau o cafea și să-mi aduc și apă, că am terminat apa. Dacă mă lasă Iosif, numele lui este Iosif Andrei, că nu v-am spus până acum, Iosif Andrei Chifan. Eu sunt micuț. Da? Aici sunt florile pe care le-am primit de la Sebi ieri. Foarte frumoase și colorate.
Cam așa arată. Îmi plac foarte mult că-s colorate. Mă duc să-mi aduc apă, că am terminat sticlele. Sunt goale. Și cam așa arată salonul unde stau eu acum. Aici avem o masă rotundă cu un scaun, o canapea. Sănătos. Aici avem un tablou frumos. Este un salon de familie care are pat dublu. Dar ăsta l-am avut liber atunci seara și aici m-a băgat. Aici avem pătuțul lui Iosif. Patul meu. Celălalt nu este desfăcut pentru că am dormit doar pe unul. La cap avem o noptieră cu priză. Aici mai avem o masă cu un scaun, un birou, cum s-ar zice. Televizor, tablou. Acolo avem dezinfectant, mănuși. Aici avem tot așa o noptieră. Dulapul pentru bebe, unde are pampers, șervețele. Masa de schimbat. Aici un dulap unde să ne punem noi hainele. Și avem și seif. Dacă ai ceva foarte important de pus aici, să nu ți le ia cineva. Da, cam așa se prezintă un salon. Și aici avem baia. Cam așa se prezintă și baia. După cum v-am spus, aici avem absorbante pentru mămici, prosoapele sau mele. Aici avem dușul. Avem o scăune la acolo să stăm jos. Aici sunt eu. Încă mi-a rămas burtică. Dar se duce ea. Aici avem gel de duș, săpun lichid și multe altele. Da, mă duc să-mi iau și o cafea, că sunt destul de adormită. Am fost și mi-am adus cafea și apă. Mi-am pus-o acolo, două sticle de apă. Consum foarte, foarte multă apă. Și acum am să-mi pun lapte și zahăr în cafea. Și Iosif e acolo, doarme. Dar nu știu cât timp va dormi. 10 minute, cred că. Și am să-mi beau cafeaua. În liniște, posibil că sunt pe Sebi să vorbesc cu el și să beau cafea. Cam așa arată și fața mea după o noapte nedormită. Cred că am dormit cam 2 ore adunat așa toată noaptea. Dar văd eu poate mai recuperez astăzi ceva cât doarme el. Dar și după cum spuneam, acum vreau să-mi beau cafeaua. Și vorbim mai târziu, povestim. Cam așa arată și prima lui poză, după ce l-am născut. I-a făcut poză. Aici este piciorușul lui, amprenta. Și aici Iosif Andrei Chifan. S-a născut la 28-a 6-a. S-a născut marți. La 3 și 33 de minute, de 3,290 kg, 49 de centimetri, căpușorul de 33,5 kg. Și aici scrie hebama pe care o asista la naștere și doctorița. Da, și cam așa a venit Iosif pe lume. I-am pus numele Iosif Andrei, dar noi o să-i spunem Iosif.
Da, cam așa. Un mâncăcios. Mi-au adus și micul dejun. Cam așa arată. Un iaurt, două brocini, salam, o fire de cașcaval și unt. Am aici. Am să fac și un sandwich acum să mănânc de dimineață. Da, cam asta e micul dejun. A venit doctorița mai înainte aici și mi-a spus că dacă vreau pot să plec astăzi acasă. Doar că trebuie să sun întâi la pediatru să întreb dacă mă poate primi mâine dimineață să ia sânge, să-i fac o nu știu ce fel de analiză, nu am înțeles prea bine. Da, și m-a pus întâi să sun la pediatru, să vedem dacă are loc să mă ia mâine, dacă nu, stăteam și astăzi și plecam mâine acasă ca să-i facă ei acel control. Așa că pediatrul a spus că mă primește mâine la 9 și vom pleca acasă după amiază. Va veni Sebi după noi. Da, Iosif doarme în continuare. Văd că ziua doarme și noaptea stă și stă treaz și vrea sân. Da, mă bucur că plec astăzi acasă, pentru că Maria deja este dor de mine, plânge, nu vrea să mai stea nicăieri, dacă o lasă Sebi la mama, plânge, la socru nu plânge. Ieri a fost la mama și a plâns cât a stat acolo non-stop. Este dor de mine, ieri a făcut așa un pic de grevă, n-a vrut să mănânce, n-a mâncat nimic ieri, a băut doar lapte. Și da, merg acasă la fetele mele, pentru că fără mine nu prea stau. Da, și vreau să vă povestesc cum a decurs nașterea, dacă tot Iosif e cu minte și doarme. Sper să doarmă. Să vă povestesc așa un pic cum a decurs. Doctorul ginecolog mi-a spus să vin vineri aici la spital. Știți că v-am spus și în ultimul vlog pe care l-am postat eu că voi merge vineri la spital, 24 iunie, să-mi inducă nașterea. Am venit vineri aici, vineri pe la... De dimineață, pe la 9, pe la 8 am plecat de acasă. Am venit vineri aici, am așteptat o grămadă, pentru că erau foarte multe femei însărcinate, femei care au născut, era plin pe aici. Da, m-a luat până la urmă după 2 ore și m-a pus la CTG. I-a ascultat inima bebelușului și să vadă dacă am contracții. Totul era bine, contracții nu aveam. Și mi-a făcut și un ecograf. Mi-a spus că bebelușul nu este mare, nu trebuie să-mi fac griji și mai pot aștepta câteva zile pentru a naște. Și m-a trimis înapoi acasă vineri pe la amiază și mi-a spus să vin duminică iarăși la spital aici să fac CTG din ăla. Și am sunat duminică dimineață și mi-a spus că totul este ocupat și că nu au locuri, să sun mai târziu. Eu duminică nu am mai sunat pentru că știam sigur că dacă sun, sunt ocupați și vin și aștept aici vreo 3 ore degeaba și mă trimite acasă pentru că nu aveam simptome. Așa că duminică am stat acasă, am petrecut timp împreună, am mâncat în oraș, am fost cu fetele, s-au bălăcit un pic în mare că era foarte cald. Da, și am stat acasă. Luni dimineața am sunat iarăși la spital aici. Să întreb dacă pot să vin astăzi să-mi fac CTG, adică controlează bătăile inimii la copil, să vadă dacă totul este bine. Și mi-a spus să revin iarăși cu un telefon pe la 11, pentru că este plin. Sau dacă nu, să mă duc la ginecologul meu să-mi facă ei acest control, să vadă dacă totul este bine. Noi eram așa un pic îngrijorați, mi-era frică să nu cumva să se întâmple ceva sau să
pierd lichid sau... Na, mă gândeam, ne gândeam în tot felul. Așa că am mers la ginecolog, le-am explicat acolo cum stă treaba, că la spital este totul plin și ginecologul meu nu era acolo, era doar o altă doctoriță ginecolog. A sunat ea la spital și a spus că să sunăm după 11, că ne spune exact ora la care să venim aici la spital. Am plecat de la ginecolog, am sunat după 11. În acest timp noi am fost și am făcut un test, că trebuie să faci test ca să intri în spital, că fără test nu te lasă. Am fost și am făcut test, am sunat aici la spital și mi-a spus să vin la 3. După amiază la 3, să vin aici. Am venit luni la 3. Am așteptat cam vreo oră, iarăși, era tot așa plin. După o oră m-a luat și mi-a făcut CTG din ăla. Eu aveam mici contracții, eu simțeam că am, m-au luat contracțiile pe la 1, cam așa. Dar erau foarte mici, foarte, foarte mici și le simțeam așa... foarte puțin, dar le simțeam. Și i-am spus lui Sebi că eu am ceva contracții și că am pierdut dopul gelatinos. Înainte să plec la spital, pe la 2 și ceva, am pierdut dopul gelatinos. Dar asta știu că nu este o problemă, poți să stai și câteva săptămâni după ce pierzi dopul gelatinos. Dar din câte am citit eu și știu, la prima sarcină poți să stai vreo 2-3 săptămâni sau chiar mai mult fără dopul gelatinos. Dar dacă ai mai multe sarcini, s-ar putea să naști în câteva ore de după ce pierd dopul gelatinos de la mai multe nașteri. Și, nu știu, eram sigură cumva că voi naște. Bineînțeles că i-am spus că am pierdut dopul gelatinos, i-am spus că simt că am contracții, mici contracții, dar lor la acel CTG nu le arăta că am contracții, deși eu aveam și ei mi-au spus că nu am. Bine, am lăsat-o așa pe a lor, dar eu știam în sine mea că am contracții. Și am plecat acasă. Mi-a spus să mă duc acasă, că mai pot aștepta câteva zile bune, până sâmbătă, mi-au spus ei. M-am dus acasă, am făcut de mâncare la fete și pentru noi, am mâncat. Le-am făcut băiță la fete, bineînțeles că eu tot simțeam că am contracții. Dar erau foarte mici, dar totuși existau. Și na, pe la 8 și ceva, 8 jumătate, am culcat fetele. Și mi-am făcut și eu un duș și am zis că mă pun și eu în pat. Cam pe la 10 așa, fetele deja dormeau. Sebi adormise și el. Eu am făcut semn duș, stăteam pe canapea și mă uitam pe telefon. Și deja contracțiile începeau să fie din ce în ce mai mari. Simțeam din ce în ce mai mare durerea. Și... Na, am zis că na, asta e, dacă ei m-au trimis acasă și mi-au spus că n-am contracții, mai aștept un pic. Și m-am pus și eu să dorm. Cred că am reușit să ațipesc pe la 11, cam așa, un pic. Și peste 10 minute m-am trezit. Pentru că mă luase contracțiile mai mari și nu puteam să dorm. Deci îmi trecea contracția, după 10 minute aveam contracții din 10 în 10 minute, pentru că mă uitam la ceas. Și tot așa, mă lua câte o contracție, iarăși mă uitam la ceas să văd și erau din ce în ce mai dureroase. Sebi, bineînțeles că mă simțea că eu, când m-am luat contracție, mă mișcam, mă ridicam din pat și așa. Și cam pe la 12 s-a trezit și el și m-a întrebat dacă mă doare. Și i-am zis că contracțiile sunt din ce în ce mai mari. Și deja mă lua din 8 în 8 minute. Erau la 8 minute contracția. Dar am zis că mai stau un pic. Da. Și i-am spus lui Sebi că trebuie să mergem la spital numai decât
că eu cred că voi naște. Bineînțeles că l-a sunat pe socrul meu să vină să stea cu fetele, pentru că erau, mama era la lucru de noapte și nu avea cine să stea decât socrul meu. Sora mea tot la fel era la lucru de noapte, așa că l-am sunat pe el să vină să stea cu fetele acasă. A sunat Sebi la spital aici și le-a spus că am contracții din 8 în 8 minute și sunt puternice, din ce în ce mai puternice. Mi-a spus să vin la spital. După ce a închis Sebi telefonul, s-a dus după socrul meu, eu m-am dus repede, mi-am făcut un duș. M-am îmbrăcat, bineînțeles că contracțiile erau din ce în ce mai mari, erau din 6 în 6 minute. Și am plecat spre spital. Cred că am plecat pe la 2 și ceva de acasă. Am plecat spre spital. Pe drum Sebi și-a amintit că trebuie să scoată niște bani de la bancomat, pentru că nu avea bani mărunți să plătească parcarea, să iasă înapoi, că dacă aici, dacă intri în parcarea spitalului și depășești o oră, trebuie să plătești și trebuie să ai bani mărunți ca să poți să plătești. Și noi nu aveam niciun ban mărunt, așa că a trebuit să căutăm un bancomat, pentru că la băncile de aici din oraș erau închise bancomatele din cauza oamenilor care stau și dorm pe stradă. Și a trebuit să mergem tocmai în centrul orașului să scoată de la un bancomat bani pentru parcare. Așa că pe la 3 fără 20, parcă am ajuns într-un final la spital. M-a luat repede. Eu, bineînțeles, că trebuia să mă duc la baie. Le-am spus să aștepte să mă duc la baie. M-am dus la baie și la baie m-a luat o contracție foarte mare. Simțeam deja că bebelușul se împinge să iasă afară și îmi venea și mie să împing, bineînțeles. Am ieșit din baie, m-am dus, m-a controlat jos. Când m-a controlat jos, aveam dilatația 6 cm. Deci la 3 fără un sfert sau fără 20 aveam dilatația 6. M-a pus la acel aparat să vadă dacă bebelușul este bine, bătăile inimii și așa mai departe. Și contracțiile erau din 2 în 2 minute. Acea moașă ne-a spus că voi naște imediat. Când am văzut că am dilatația 6, a zis că bebelușul vine imediat. Și se apăsa foarte tare, nu mai puteam, deja începeam să urlu. Sebi, bineînțeles, că era lângă mine, a stat tot timpul ăsta lângă mine, la capul meu. Bineînțeles că Sebi era și el destul de speriat. Știa că la Maria am avut ceva complicații și că am născut destul de greu și era speriat să nu se întâmple și acum așa. El încerca să-mi facă aer, că eu nu mai puteam, îmi era cald, eram transpirată și așa mai departe. Și pe la 3 și 20, cam așa, mi-a spus moașa că dacă vreau pot să împing. Când simt că se împinge copilul, să împing și eu. Și am început să împing pe la 3 și 20 și la 3 și 33 deja băiețelul era născut. Am născut destul de repede. Bineînțeles că... Bineînțeles că nici eu nu m-am lăsat. Când aveam durerile alea, împingeam din greu. Ziceam că nu mă las ca să nasc destul de repede. Și la 3 și 33 de minute, bebelușul era născut. Sebi a tăiat cordonul. Prima dată a spus că nu vrea, dar doctorița a insistat, a spus că da, să taie el cordonul și a tăiat el cordonul bebelușului. Și uite așa am scăpat de durere și bebelușul a venit pe lume foarte repede, ceea ce m-a surprins și pe mine. La Maria m-am cam chinuit o oră ca să nasc
și la Iosif 10 minute. Și la Antonia tot așa, cam vreo oră și ceva m-am chinuit ca să nasc. Dar la băieții el a fost mult, mult mai rapid. Poate și experiența mea a fost mai mare și știam că trebuie să împing din toate puterile mele ca să iasă cât mai repede, să nu mă chinui mult. Și uite așa a venit Iosif Andrei pe lume. Da, cam asta a fost experiența mea. Sper că nu am uitat nimic, niciun detaliu. Sunt bucuroasă că am născut un băiețel sănătos și că eu sunt sănătoasă și pot să îmi cresc copiii în liniște și pace. Da, cam asta am vrut să vă povestesc. Noi ne auzim mai târziu când ne dă drumul acasă. Este ora prânzului, așa că mi-au adus mâncarea. Astăzi am spaghete Napoli, parcă mi-au spus că se cheamă. Din câte am citit eu aici, spaghete Napoli. Da, cam așa arată. Pe aici tava, să știți că este zgâriată, nu este moldară. Este zgâriată tava. Da, și la desert mi-au adus o budincă și asta voi mânca acum la prânz. Iosif, o păpar și el, acum doarme. Și așteptăm să ne dea drumul acasă.